proces terapeutic care merge bine, ce face? Ne situează tot mai mult într-o perspectivă a adevărului și a onestității. Când avansăm în terapie, poate o să observ și tu la pacienții cu care lucrez mai mult timp, când avansăm în terapie, nu mai putem minți. Nu mai putem să ne îndepărtăm de adevăr cu atâta nonșalanță, pentru că noi știm, oamenii mint. În terapie? Nu, peste tot. Peste tot. Minciuna este atât de răspândită încât... Și normalizată. Da, normalizată. Da? O normalizăm în fața copiilor. Copilul învață de la mama să mintă, nu? Când, cred că e un exemplu clasic. Îi spun fetiței mele, dacă mă sună Mariana... Vezi că nu s-a găsat. Exact, asta o știm cu toții. Da? Deci, iată, părinții care ar trebui să sădească în noi un ax al valorilor sunt primii care ne îndepărtează de la... aceste lucruri care se recuperează într-o terapie. Deci vindecarea, că tot a vorbit despre ea, vindecarea presupune instituirea unui ax al valorii. Da, recuperarea valorilor. Asta înseamnă spirit. Vreau să fie clar pentru toată lumea. Dacă vrem să ne dăm seama ce înseamnă spiritul, ne gândim la un sistem de valori și la niște repere personale în funcție de care noi alegem ce credem că este important. Dar vreau să mai zic un lucru care mi se pare că e prost înțeles. Valorile nu ni le dă nici terapeutul, nici mama societatea. Și tata, nici societatea, mass media, ce să mai vorbim, nu ni le dă nimeni. Valorile nu sunt valori pentru că triumfă în sondaje. Niciodată nu vin din exterior. Tudor Vianu avea o formulă care mie mi-a rămas la suflet, fiindcă o consider atât de, cum să zic, atât de justă și atât de adevărată. El spune așa: valorile unui om sunt sădite pe tulpina instinctelor. Valorile le descoperim în terapie. Terapia e un proces de descumare. Exact. Exact. Și când fac acolo descumare, ajung la ceea ce am aruncat la o parte. De exemplu, vorbeam de minciună. De ce mint? Să mă salvez dintr-o situație, că pot mai ușor să rezolv nu știu ce chestie. Da? În momentul în care axul meu valoric, adică accesul meu la spirit, se realizează, o să descoperim că nu mai putem să mințim, că nu mai trebuie să mințim, nu e nevoie, nu mai e nevoie să mint. Te rog să mă crezi că chestia asta pentru mine, de exemplu, a avut un caracter revelatoriu. Iar acum că tot pomeneam de psihanalistul care mă inspiră mult în acest moment, Wilfred Bion, el spune că pierdem prea mult timp din viețile noastre mergând în umbra sinelui nostru autentic. Da, și frumos. Ieșim din lume fără moștenitori. Moștenitor nu înseamnă să am copii mulți. Nu. Moștenitor înseamnă să sădesc în tine ceva care să dea roade. Moștenitori am atunci când eu cu tine nu mă întâlnesc degeaba pe lumea asta. Îmi amintesc că acum mulți ani, când mă duceam la facultate, la studenții mei, mi-a trecut prin minte o chestie. Mi-am zis că n-am voie niciodată să intru la un curs și să ies din curs cu sentimentul că nu le-am zis în ziua aia măcar ceva care să rămână în ei. Nu lucruri grozave. Mie mi-ai zis de fiecare dată. Ceva care să rămână în ei. E, asta înseamnă o întâlnire. O întâlnire autentică și să lași moștenitori. Asta înseamnă să te vindeci. Există un trend în
așa, societate și există așa un val de, de oameni care împing în față tot felul de tehnici rapide și magice, da? Chiar miraculoase. Adică sunt promovate tot felul de cursuri și de metode. Și sunt psihologi cei care fac asta. Asta nu știu personal, că nu i-am verificat. Cei mai mulți, da, cei mai da, mulți, da. Da, da. Dar oamenii apelează la aceste soluții. Oamenii ar prefera ca vindecarea să se producă repede și na, e firesc, e de înțeles. Și eu am făcut asta cu trei formări în spate, acum sunt la a treia și cu un background în psihologie și totuși am mers și eu pe calea asta. Dar faptul că sunt aici să ofer puterea exemplului și să spun că nu, nu m-a vindecat niciun coach, niciun mistic, niciun om care a venit să crească vibrația pământului, da. Da? Ci smerenia de a înțelege că această întâlnire cu mine însă săptămânal în cabinet este cel mai prețios lucru pentru mine. Și nu doar atât, că nu mă întâlneam doar cu mine, ci mă întâlneam cu omul care mă iubea necondiționat, da? Vorbesc acum și de tine, că de-aia am zis că pentru mine este emoționant să fiu aici și că sunt în dublu rol, da? Și de pacient și de psihoterapeut astăzi, care... Astăzi nu ești pacient. Da. Care pur și simplu își dorește ca oamenii să ajungă la a accepta că psihoterapia durează, dar până la urmă oamenii prin gust. Și... Da, din momentul în care simt că se produc în interiorul lor niște schimbări masive, atunci își dau seama că procesul ăsta, care poate o perioadă lungă de timp decurge foarte subtil, astfel încât ne este greu să sesizăm că în interiorul nostru se întâmplă modificări, da? Dar la un moment dat, cuantumul acestor transformări generează un salt, un efect de aha, da? Ăla e momentul în care oamenii realizează cât de important este un demers terapeutic. Însă problema e alta. Și mie îmi vin oameni de pe internet, pentru că am și o activitate online și am avut, am făcut și o parte dintr-o echipă specială de oameni care erau foarte bine marketați și văzuți, și vin oameni care pur și simplu pun această întrebare: de câte ședințe de terapie am nevoie ca să mă vindec? Da, adică, da. Pentru că pe piață există, nu știu, psiholog sau coach sau niște oameni vindecători, cum se prezintă, care spun că ai nevoie doar de un pachet de... Acum vreau să... Un pachet de? De ședințe. Aha. Și atât. De ședințe și... Da. Da. Pentru mine nu face sens chestia asta. Eu știu. Nu putem spune niciodată de câte ședințe este nevoie. Dar pot să-ți evoc un fapt pe care probabil că deja l-ai întâlnit, pentru că tu acum ești într-o formare de psihoterapie psihanalitică și aici noi prezentăm foarte multe cazuri clinice. Poate deja te-ai familiarizat cu faptul că o psihoterapie serioasă durează ani de zile. Eu nu spun asta, Doamne ferește, cu gândul să-i descurajez pe oameni, deși s-ar putea să se întâmple, dar e mai important să prezentăm lucrurile cu onestitate. Da? Nici un psihoterapeut serios, nici un autor de cărți în domeniul psihanalizei sau psihoterapiei n-a făcut analiză personală mai puțin de 10 ani, din câte am văzut eu. Exact. Da. Nu pentru că îi obligă cineva, acum ar trebui lumea să înțeleagă că noi suntem obligați să facem propria noastră analiză personală. Și aici sunt date niște ca indicative generale, un număr de ore. Dar cine se oprește la numărul de ore obligatoriu din programă, după părerea mea, greșește. Și nu ajunge un terapeut suficient exact de bun. Exact. Și nu e el bine cu el însuși. Exact. Că despre asta e vorba. Noi simțim când e momentul acela al desprinderii din cuibul analistului nostru.
Din această nouă familie analitică din care facem parte, simțim acel moment. Da? Important este să avem răbdare până când se instaurează în noi această certitudine. Am făcut tot ceea ce puteam să fac mai bun pentru mine. Da? Deci e foarte important să nu ne punem problema asta cât timp durează. Cât timp durează, da. Acum, știi ce aș vrea să spun apropo de timpul necesar pentru o psihoterapie serioasă? Eu cred că oamenii nu-și mai pun această problemă când găsesc terapeutul potrivit. Și asta este un subiect despre care vreau să vorbim. Da, cum găsim un psihoterapeut bun pentru prin noi? Prin încercări și erori. Nu putem ști dinainte. O să fac o mărturisire. Eu însă sunt la a treia analiză personală. Abia acum, da? Sau mă rog, cu ani în urmă, când a început această a treia analiză personală, am știut că am găsit terapeutul potrivit pentru mine. Da. Nu e nicio problemă, da? Putem încerca, vedem că lucrurile merg. Știm, nu ne spune nimeni din afară, asta merge, asta nu merge. Pacientul știe dacă o terapie funcționează sau nu. E adevărat, dar în același timp există și foarte, foarte multă promovare acum pe internet. Sunt oameni care se marketează foarte bine și care investesc foarte mulți bani în reclamă, dar nu sunt neapărat oameni care s-ar putea recomanda ca fiind psihoterapeuți, da? Asta este o mare problemă, pentru că oamenii sunt prost informați. Asta este și motivul pentru care vrem să aducem acest material mai aproape de oameni, tocmai ca poate oamenii simt acum și ajunge la ei ce înseamnă până la urmă un terapeut moral și etic. Acum câteva zile m-am întâlnit cu o tipă în Timișoara care mi-a cerut o recomandare despre un terapeut și m-a întrebat dacă o știu pe terapeuta nu știu care, că s-a înscris la o ședință cu ea și a plătit 500 de lei pentru prima ședință și m-a întrebat dacă e o terapeută bună și am zis: nu asta e întrebarea care trebuie să o adresezi ție, ci să bagi mâna în buzunar și să vezi dacă poți susține o terapie o oră, de lungă durată, de ani de zile, cu 500 de lei. Pentru că n-ai cum, da? Adică, din punctul meu de vedere, nu ai cum să faci asta. Da, există pe piață, da, și internetul clar ne spală mințile în momentul de față, există foarte multă reclamă, da, agresivă a unor oameni, da, care se cred mari vindecători și așa se prezintă, pentru că au niște texte bine scrise și oamenii se duc năvală spre aceste zone. Și din punctul meu de vedere sunt înșelați un pic și asta e o problemă. Da, acum problema asta cu prețul ședinței de terapie este foarte importantă și ea depășește coordonatele astea legate de bani. Eu vreau să înțeleagă toată lumea că plata terapiei este în inima transferului psihanalitic. Deci nu ne jucăm cu asta. Dar nu intrăm noi aici, desigur, în teorie, că nu ăsta e scopul nostru. Ce vreau să spun este că atunci când un terapeut stabilește un preț foarte ridicat pentru ora lui, chiar mai mult de 500 de lei, știu și eu, 700-900 că am auzit, el ce-ți transmite subliminal? Sunt foarte bun și atunci, dacă îți cer banii ăștia, îți fac implicit promisiunea că o să fii ca nou, da? Dacă ai fost atunci când ai fost nou bun, da? Deci aici e o mare problemă, da? Să promitem implicit ceva ce nu ține de noi. Eu cred că nu-ți dai seama ce înseamnă o psihoterapie cu adevărat dacă poți face implicit o asemenea promisiune unui pacient. Și mai ales să-i zici: în 20 de ședințe te-am rezolvat, în 3 luni sau în 6 luni, exact, tu ești ca nou. Da. Eu nu ating un aspect etic legat de chestiunea asta. Nu mă interesează Fiecare pe mine are conștiința etica lui. Nu știu cui. Da? Deci nu din punctul ăsta de vedere discut. Arăt
doar care sunt elementele implicite ale unor astfel de afișaje publice. Mm. Da? Pe de altă parte, e și pacientul care intră imediat pe filonul ăsta. Wow, ce tare e! Păi dacă costă atât, sigur o să îmi dea. Se întâmplă o minune. Exact. Mm. Aici e vorba de miracol, da? Realitatea ne arată că lucrurile nu stau deloc așa și nu putem să facem niciodată promisiunea unui pacient că va fi bine. Noi îl putem vindeca. Nu este, nu așa stau lucrurile. Noi nu putem să facem asta. Sigur. Vindecarea se întâmplă dacă între terapeut și pacient se stabilește o anumită relație. Pentru că în relație ne stricăm, în relație ne reparăm. Da? Și doar dacă această condiție este atinsă, putem să spunem că o terapie începe să funcționeze. Nici atunci nu putem să știm unde ajungem. Așa este. Pentru că noi nu ne putem, cum să zic, nu putem fi atât de aroganți încât să ne punem în locul procesului. Procesul terapeutic are o dimensiune sacră, pentru că noi lucrăm cu inconștientul. Noi trebuie să fim smeriți în fața inconștientului, fiindcă puterea lui ne depășește de fiecare dată. Taina lui ne depășește de fiecare dată. Și atunci, problema mea, de exemplu, ca terapeut, este să pot să creez acea stare în interiorul meu de receptivitate maximă, încât să pot să ascult vocea inconștientului tău cu tot ce are ea să-mi spună, cu absolut tot. Uneori cu furia ei extremă, care în transfer se îndreaptă împotriva mea. Trebuie să pot să fac față la aceste lucruri. Nu știm niciodată cum se va termina. Oamenii își imaginează că o terapie pe timp de pace și într-un cabinet care arată bine, se petrece drăguț, calm, dar nu știu cum să spun. Noi aici suntem în tranșee. Așa e. Adică, și atunci, în aceste condiții, nu poți face nicio promisiune nimănui și nu trebuie să facem astfel de promisiuni. Da. Aici, da, avem, desigur, multe aspecte colaterale care se pot aduce în discuție, dar nu știu care e planul tău și... Planul meu e tocmai să, ca oamenii să găsească bun psihoterapeut, să prindă dragoste de psihoterapie. Mie personal, psihoterapia mi-a salvat viața și când spun mi-a salvat-o cu adevărat... Și mie. Da. Și mie. N-aș fi fost astăzi aici, n-aș da, fi avut... Și pot să dau multe exemple în care acest miracol s-a întâmplat pentru că inconștientul pacientului a îngăduit și inconștientul terapeutului a fost acolo să poată conține și susține tot acest proces. Da. Da. Și asta este dorința mea de astăzi, dorința mea de a aduce în prim plan oamenilor iubirea pentru psihoterapie, pentru acest proces, oricât ar dura, cum ai spus și tu. Voiam să întreb ce părere ai despre faptul că oamenii chiar cred că dacă achiziționăm anumite cursuri, ele o să ne vindece, da? Chiar dacă merg la anumite workshop-uri, ei se gândesc că la fel, se vindecă prin magia instrumentelor și a metodelor unice pe care acei oameni le folosesc. Oamenii că să se gândesc că dacă ascult podcasturi se vindecă, dacă citesc cărți de dezvoltare personală se vindecă, adică trăim în această mișcare de consum, da? Se descarcă tot mai multe informații și oamenii se gândesc că și asta este vindecare. Lucrurile, îmi pare rău să o spun, nu stau deloc așa. Nu ne vindecăm citind cărți și nici măcar scriindu-le. Și asta pot să o spun din proprie experiență, dar poate că nu sunt eu un element de referință foarte semnificativ în legătură cu subiectul ăsta. Hai să ne gândim la
mari oameni de cultură, da, care au scris capodopere pe care noi le citim după atâta timp, sau pictori sau oameni din domeniul artei care au realizat niște opere care rămân moștenirea noastră a tuturor. E interesant să ne uităm un pic în biografiile lor și să vedem că operele magistrale pe care le-au realizat nu i-au vindecat. Din contră. Poate ei, da, da, deci... Mulți n-au sfârșit chiar bine, da. Nu, sau au sfârșit exact așa cum au scris în anumite opere ale lor. Nu, iarăși nu e cazul să intrăm în detalii de felul ăsta. Acum, e posibil ca în cazul acestor oameni, pasiunea de a pune în operă o frământare imensă să fi fost mai importantă decât nevoia lor de a se vindeca. Adică ei au trăit pentru opera lor. Înțelegi? Individualitatea se, cum să zic, se topește pur și simplu într-o creație și pentru ei asta e misiunea vieții. Dar asta e una, vindecarea este alta. Noi nu suntem toți creatori, nu putem crea, nu suntem genii cu toții și asta trebuie să ne fie foarte clar. Și atunci trebuie să vedem ce e mai important pentru noi în viață. Poate că nu toată lumea dorește să se vindece. Și revin un pic la a citi cărți, a citi cursuri. Aici sunt iarăși mai multe ramificații ale chestiunii pe care o aduci în discuție. Ce cărți și ce cursuri citim? Pentru că, uite, am în spate o carieră academică. Știu ce înseamnă să scriu un curs. Știu ce strădanie și ce muncă e necesară pentru a pătrunde în tainele unui domeniu de cunoaștere ca să poți să elaborezi un curs. Un curs nu e un document obișnuit, da? El îți arată nivelul cunoașterii la un moment dat și știu și eu, prezintă elementele fundamentale ale domeniului respectiv. Trebuie să știi mult ca să poți să scrii un curs. Asta e părerea ta, Lavinia, îmi pare rău să... Da, cursurile din ziua de astăzi se fac citind 5-7 maxim cărți, după care faci niște rezumate, compilezi, da, și faci compilații. E gata cursul, adică... Păi da. Da, iartă-mă, te rog, dar... Da, eu vreau să spun că adaptat. Un student al meu, dacă face o lucrare de diplomă așa, care va fi trecută printr-un soft antiplagiat, nu va putea să susțină lucrarea. Ori avem mulți autori pe piață care scot cursuri, dacă ar fi văzute de softuri antiplagiat, eu sunt curioasă ce am putea descoperi acolo. Păi cu siguranță n-ar mai fi online, pentru că da, ar fi scos din... Da, deci să ne uităm cine scrie un curs. Eu nu vreau să descurajez pe nimeni, adică n-aș vrea deloc să transmit ideea asta... Doamne ferește, elitistă, e departe de mine. Nu, capcana asta. Profesioniștilor și a profesorilor. Dar da, da, nici și... nu putem, nu ne putem imagina că toți putem face orice. Da. E un dezastru, lumea asta ajunge la dezastru dacă noi chiar o să ajungem să credem chestiunea eu asta. Eu cred că deja suntem aici, în punctul ăsta, din păcate, pentru că eu cunosc mai intim mișcarea asta a dezvoltării personale decât tine, dar fiind faptul că am lucrat... Nu, eu nu cunosc, că n-am fost implicat. Tocmai de aceea îți spun, deja suntem în iadul ăsta deslănțuit, pentru că oamenii chiar așa creează cursurile, citind 7 maxim cărți, nici dacă se mai nasc de două ori în viața asta nu o să știe vreodată, nu o să cunoască vreodată complexitatea psihicului uman așa cum tu o cunoști. Nici măcar eu sunt la a treia formare tocmai și învăț de la tine și de la profesorii noștri pentru că vreau să fiu un terapeut mai bun și nu mă voi opri până nu voi ajunge. Dar ăsta e al doilea motiv pentru care te-am primit. Da. Că nu ești autosuficient.
suficientă. Știu asta din prima clipă. Sunt un student etern și îmi place poziția în care sunt acum. Că învăț foarte multe de la voi și îmi dau seama că și eu am fost în poziția aia arogantă înainte și deloc smerită, în care pur și simplu credeam că eu știu multă psihologie. Și ajunsă la formarea noastră, mi-am dat seama că am multe lacune de acoperit și nu sunt atât de departe pe cât credeam. Și e foarte bine, adică mie îmi place ca viața să mă smerească și să mă așeze la locul meu. Și mi-ar plăcea să văd și atitudinea asta în rândul celor care promovează vindecarea pe bandă rulantă. Și... Da, doar că încă o dată revin la nivelul etic al cuiva. Ăsta nu depinde decât de persoanele respective. Și aici trebuie să mai vedem un fenomen care, cum să zic, poate fi văzut din două perspective. Una este etica celor care fac promisiuni, da, pe bani nu puțini. Altul este nivelul de înțelegere al celor care intră în acest joc. Da? Deci fenomenul este întreținut de un anumit public. Exact. Dacă în societate nu există instanțe de evaluare care să poată să spună ce produs merge, pentru că în situația asta suntem, exact. Nu există niciun fel de rigoare, niciun fel de standard, exact, pentru a nu există putea... standarde. Da. Și atunci vindem orice, vindem pe bani mulți și oamenii nu știu, cumpără, poate le atrage ceva atenția, de regulă le atrage promisiunea, atenția, viteza, da, promisiunea și viteza. Și viteza cu care se rezolvă problema. Da. E o chestiune extrem de delicată. Bine, aici ce vedem în domeniul psihoterapiei este în mic ceea ce se întâmplă poate în societatea noastră astăzi la nivel macro. Da. Problema, să zicem că îi lăsăm deoparte pe cei care promit marea acusarea și imposibilul oamenilor. Ideea este că sunt școli de psihoterapie și la noi în țară, în România, care cer 20 de ore de dezvoltare personală, da, am înțeles. Și asta e o problemă, mă întreb ce fac acești psihoterapeuți cu pacienții lor. Da. Deci pentru mine e îngrijorător, nu știu, eu la fel ca tine sunt la a treia mea analiză personală, intru și eu în anul 6 de analiză personală și îmi dau seama că mai am foarte mult drum de parcurs. Sigur. Da, repet, lipsa standardelor sau modul în care gândim lucrurile până la urmă, asta trebuie să vedem, că are niște consecințe care depășesc ambițiile noastre personale, depășesc interesele noastre de moment, atacă în mod direct niște oameni care poate nu își dau seama că sunt în situația asta. Deci e foarte mult de discutat pe direcția asta. Acum, pe de altă parte, ca să fim, încerc să păstrăm un ton onest în discuția noastră. Aș vrea să îl evoc pe unul dintre psihanaliștii pe care eu îi consider un ghid al meu, Wilfred Bion. El, care are o operă impresionantă și este cel despre care se spune că e gânditorul cel mai profund al psihanalizei, și asta nu face abstracție de Freud, de Jung și de alte nume foarte mari ale domeniului, da? Știi ce spunea el despre el? Eu nu sunt un psihoterapeut. Eu devin un psihoterapeut. Și asta e un mesaj pe care eu vreau să-l transmit tuturor. Nu suntem, ci devenim psihoterapeuți până în ultimul moment al activității noastre. Cu fiecare întâlnire cu tine sau cu altcineva, devin mai mult, îmi realizez într-un grad mai înalt potențialul meu de a fi prezentă și de a putea conține problema care se constelează într-o oră și uneori poate fi extrem de delicată. Deci, e
lipsit de, nu știu, de smerenie să spui, da, sunt, știu, eu pot să fac, vino la mine, hai, câtă înțelepciune am să vă dau, ascultați-mă cu gura deschisă, așa, e oribil. Devenim până în ultima clipă. În acest moment nu suntem, da? Așa e. Și așa trebuie să și gândim. Și să simțim asta exact. Cu adevărat despre noi. Iar pacientul care poate să se acordeze emoțional la ceea ce am spus acum, eu cred că poate deveni un pacient care are încredere în terapeutul lui și realizează că parcursul acesta împreună într-o terapie este ca un drum în deșert pe care îl fac doi oameni care se țin de mână, cresc unul împreună cu altul, se ajută unul pe altul. Înțelegi? E ca, știu și eu, accesul la calea aia care nu știi ce ți-aduce la pasul următor. Și nici nu vezi ce nu e. Vezi. Nu vezi niciodată finalul. Deci chestia aia despre care mai vorbeam noi, cu luminița de la capătul tunelului. Nu există nicio luminiță la capătul tunelului. Câteodată doar întuneric. Și asta și trebuie să fie. Păi ce avem? Cum ne putem noi vindeca dacă nu facem, dacă nu parcurgem drumul prin întuneric? Nu avem cum, da. Nu avem cum. Nu. Da. Practic, orice izbucnire al luminii, orice conștientizare. Știi că multă vreme spuneam noi că psihanaliza sau psihoterapia, ce misiune au ele? Să extindă cercul conștiinței noastre. Îl aduc din nou în discuție pe Bion, el spune că nu e doar asta, e departe de a fi doar asta. Prin fiecare întâlnire, ce trebuie să facem? Să putem produce ceva împreună care să aibă forța să se reîntoarcă în inconștient, în întuneric, și de acolo să genereze o altă mișcare. Deci este dialogic totul. Ce putem să înțelegem într-o clipă trebuie să se întoarcă în inconștient. Altfel nu se întâmplă vindecarea. Uite, nu ne vindecăm citind cărți, nu ne vindecăm nici devenind mai conștienți. Câți oameni devin foarte conștienți de problemele lor? Cu siguranță. Dar nu s-au vindecat. Nu s-au vindecat. Și acum că tot atingeam așa de la distanță tema etică. E etic să... Eu vreau să spun că cine n-are un simț etic nu e vindecat. Cu siguranță. Adică etica este despre vindecare, nu despre altceva. Da, dar oamenii promit, da? Adică promit soluții magice, da? Și că să gândesc la binele celuilalt, la binele lor, veniți la noi, că noi ne gândim la voi, dar de fapt fiecare se gândește să vândă ceva cuiva. La interesul lui. Da. Și asta este o mare problemă. Da. Da, dacă ne-ar vindeca informația, atunci ar fi trebuit deja iluminați, pentru că acum se descarcă informația. Există, iată, trei niveluri ale cunoașterii. A ști că, da, mă informez, știu că lucrurile stau așa și așa. E un nivel, da? Următorul nivel, mai semnificativ, a ști să faci ceva, da? Deci am niște competențe, niște abilități. Le folosesc. Da, de exemplu, nu mai intru la sfadă cu al meu de acasă și să generez cine știe ce nebunie. Învăț că în anumite momente e mai bine să am o altă atitudine decât să sar cu securea războiului. Sigur. Asta înseamnă a ști să faci, dar nu ești vindecat. Sigur. Nu. La un alt nivel se produce vindecarea, la nivelul lui a ști să fii. Iar asta înseamnă o modificare în însuși inconștientul nostru. E important să știm. E adevărat. La ce ne referim când vorbim despre... E adevărat, dar toate formările actuale, moderne, nu? Nu prea tratează nici care psihologia inconștientului, așa cum o fac școlile, da? Da, școlile de psihanaliză. De psihanaliză, din păcate, acum
și formările au devenit ceva rapid și toate făcute pe repede înainte. Da. Tocmai și e îngrijorător, adică nu știu care va fi destinul psihoterapiei peste 20-30 de ani dacă trendul ăsta se menține și dacă... Adică mi se pare că e tot mai multă informație, dar noi suntem tot mai ignoranți și mai superficiali și mai inflaționați. Pentru că nu știm să căutăm informația serioasă. Pe de altă parte, trăim așa într-o viteză care ne ia pe sus și vrem să parcurgem repede. Parcurgem o carte. A parcurge ceva nu înseamnă nimic. A citi e altceva. Nu înseamnă a parcurge. Eu chiar studiez cărțile. Păi, da. Cu pixul în mână și cu hârtia. Exact asta vreau să spun. Deci nu parcurgem, că asta nu înseamnă nimic pentru noi. N-are niciun impact asupra noastră. Da. Deci e foarte important să știm să selectăm materialele pe care le citim. Informația. Exact. Profesioniștii. Da. Cred că și noi avem de plătit o karmă, dacă trebuie să plătim și să găsim oameni nepotriviți în procesul nostru de vindecare. Cred că da, nu pur știu. Și simplu... Nu știu ce să spun. Eu zic mult mai simplu. Să nu ne descurajăm, să încercăm. Oricum ar fi mult mai ușor dacă oamenii ar avea acces la o bază de date. Din punctul meu de vedere, eu aș face un site care să conțină, și poate o să o fac, cei mai buni psihoterapeuți, da? Cum... E greu, Andreea, greu pentru că poți fi sigură că tu dispui de toate criteriile. Nu, dacă e greu. Deci spun eu, cel mai bun terapeut pentru Ionel este ăla cu care Ionel poate intra în rezonanță și poate să conțină tulburările, catastrofele lui Ionel, nu se sperie de ele, rezistă atacurilor lui Ionel, își dă seama cu ceea ce se confruntă, are idee de gravitatea lucrurilor, că de multe ori asta e o chestie discutabilă, și atunci Ionel o să simtă că ăsta este terapeutul pentru el. Trebuie să încerce fiecare. Ar fi bine să putem ajunge la astfel de criterii, dar eu mă gândesc că s-ar putea de aici să apară alte exagerări, alte respingeri, alte efecte perverse, că întotdeauna standardele au și astfel de efecte perverse. Deci asta e. Oamenii trebuie să fie deschiși, să nu-și imagineze că terapeuții lor sunt oamenii vindecați și că și-au rezolvat toate problemele. Ăsta e un mit care nu ajută pe la nimic. Mai ales pe pacienți. Absolut. Nu-i ajută. Dacă te văd prea sus și te idealizează... Bun, un pic de idealizare nu strică, dar atenție, să nu-și imagineze nimeni că unii și-au rezolvat toate problemele și alții. Toți suntem pe cale. Uite, suntem pe drumul Golgotei, ca să zic așa. Îmi place să recurg la metafora asta, că mi se pare foarte evocativă. Da? Suntem pe un anumit parcurs, la un anumit nivel al acestui drum. Și trebuie să înțelegem că, iată, asta e călătoria noastră umană, în care o anumită perioadă de timp suntem aproape unii de alții, atât cât putem să facem ceva, da? Cât nu putem, asta o să știe și pacientul și terapeutul. Și nu e nicio problemă, nici măcar asta nu e nicio problemă. Există pacienți care nu rezistă în psihoterapie și eu am avut ocazia să văd cum vin persoanele la mine. Wow, Andreea, vreau să lucrăm, de când îmi doresc să lucrez cu tine? Și n-au rezistat mai mult de 3-4, 5 ședințe și nu, mă întorc la coaching sau la ce făceam înainte, nu e pentru mine, nu, astea le-am rezolvat deja, adică cumva nu rezistă, pur și simplu nu rezistă procesului. Confruntării cu... durerea, cu ce e acolo. Cu durerea, cu umbra, cu exact. Sistemul defensiv care s-a creat în timp, deci... De la prima ședință ar trebui să le spunem oamenilor că va durea, nu? Mi-aduc aminte de prima ședință cu tine când mi-ai zis că divanul acela nu va fi confortabil și nu va fi ușor procesul și va durea și
vei plânge și de asta mergem la psihoterapie, ca să putem plânge, nu? Lacrimile neplânse. Exact, și să putem plânge în siguranță. Da? Alături de să fie cineva care ne poate conține, da? Adică exact. Să facă ce n-au putut să facă pentru noi oamenii care ar fi trebuit să ne fie cel mai aproape și să ne apere. Despre asta e. De fapt, apropo de vindecare, de transformare, știi că o vindecare, știi ce presupune? Schimbarea în totalitate a structurii minții. Asta trebuie să ne fie clar. Care nu durează 21 de zile, nu? De ce? De ce? Da. Aș vrea da. Și o metodă Ai unică. Ai vrea și tu 21 de zile. Repede. Da, și nu, e... Și aici vedem, apropo, de ce nu rezistă unii oameni în terapie. Poate că la nivel implicit cu toții știm că despre așa ceva e vorba. Dar câtă spaimă îl încearcă pe un om care este confruntat cu așa ceva și care se gândește, dar cum o să mai fiu eu după asta? Dar cine o să mai fiu? Dar o să mai fiu după asta? Deci oamenii se leagă, se agață cât pot ei de mult de ceea ce știu despre ei, fiindcă sunt convinși la un anumit nivel că ceea ce știu despre ei este tot ce reprezintă ei. Ce ne-ar trebui în acest moment? Credință. Știi, vorbeam mai înainte să vezi luminița de la capătul tunelului. N-o vezi. Dar în condițiile în care n-o vezi, ce te poate susține în acest proces? Numai credința. Că într-o zi o să fiu bine, dar nu astăzi. Credința. Credința că niciun lucru din ceea ce faci nu este inutil. Că dacă acum n-am văzut sensul, pot să tolerez incertitudinea de a nu fi ajuns la sens, fiindcă am această credință, sunt pe această cale. Da? Ăsta este ingredientul numărul 1 al vindecării. Da, pe mine m-a ajutat foarte mult când mi-ai zis că prima schimbare în procesul terapeutic o să o văd la pacienții mei după primii 3 ani de psihoterapie și mă gândeam, Doamne și ferește, în societatea asta care țac, cine pac, stă 3 ani? Doamne, zic, iauzi. Stau oamenii. Și Stau oamenii, și mi s-a întâmplat cu pacientul meu de parcă acum văd că era calendarul în față și spunea, să știi că acușa facem 3 ani și el devenise dintr-un bărbat infidel cronic și dominator și un tiranic, devenise un bărbat iubitor, stabil și transformat. Și mă uitam la el și eram... Da, chiar se produc miracole, dar după 3 ani de psihoterapie. Sau chiar după mai mulți. Da. Dar asta înseamnă să crezi. Pentru că dacă crezi, nu abandonezi. De fapt, vezi tu, n-aș vrea să înțeleagă cineva că atunci când vorbesc despre credință, am în minte un sens religios. Da. Nu am. Credința e un dat fundamental cu care noi venim pe lume. Bebelușul, da? Când vine pe lume și noi îl ținem în brațe, ce vedem? Că noi avem copii și am văzut cum face un bebeluș. Caută cu gurița. Noi știm, ia uite, bebelușul meu caută sânul. El știe că ce caută va găsi. El are credință că va găsi în realitate ceea ce caută. Și ce are Ăsta e fundamentul credinței. Când nu găsește, fundamentul ăsta este zdruncinat. Zdrobit, da. Înțelegi? Și asta este ceea ce trebuie să refacem într-o terapie. Și cred că mai e ceva, adică ne întoarcem în psihoterapie pentru că, cel puțin în mine asta mi s-a întâmplat, că și asta e ceva ce am învățat de la tine când mi-ai spus că o psihoterapie, adică într-o viață avem nevoie să avem doar un psihoterapeut și o psihoterapie ar fi bine să nu fie întreruptă și schimbată cu un alt psihoterapeut, să rezistăm cât mai mult într-o psihoterapie cu un singur terapeut. Dacă
dacă sunt create sau atinse acele premise despre care vorbeam. Deci dacă simți că se mișcă ceva, când apare o greutate, nu fugi, nu dai bir cu fugiții, pentru că în orice terapie trebuie lumea să știe. Se constelează la un moment dat lucruri foarte dificile. Transferul devine negativ, terapeutul devine nici mai mult de nici mai puțin decât răul în persoană și în el arunci atunci tot ce a fost rău în viața ta și toate evenimentele și toate persoanele care ți-au făcut rău, acolo le proiectezi și îl vezi încărcat arhetipal. Aoleu, ăsta nu mai e un om, e însuși forța răului care mă distruge aici. Astea sunt momentele în care, dacă rezistăm și mișcarea noastră psihică merge în direcția reumanizării terapeutului, atunci am făcut un salt cu adevărat. Cu adevărat. Dar na, cine rezistă aici? Păi e ca și în relație. Când dăm de probleme, schimbăm relația. Da. Că e terapeutică sau e ea cu un partener. E același lucru, am observat și eu. Adică când dăm de greu și celălalt nu mai este sursa noastră de iubire necondiționată, cumva... Deși iubirea e tot acolo, da? Când eu mă înfurii pe tine, da? Sau când eu mă supăr pe tine că nu ești doar mama mea și mai ai nu știu câți pacienți pe lângă mine. Da. Da? Sau că ți-am spus ceva care nu-ți place. Și care nu mi-a picat bine orgoliului meu, da? Cu siguranță că... Dar eu m-am întors, asta vreau să subliniez, că ne întoarcem pentru acea iubire, până la urmă, pentru acea non-judecată, pentru faptul că... Și eu cu toate ale mele, cu umbrele mele și cu toate aspectele nevindecate din mine și agresive, tu tot ești acolo și ești cu mine. Da. Ești cu mine în timp ce eu îmi trăiesc răul meu. Da. Și asta... Nu doar tu reziști, amândouă rezistă. Asta se întâmplă într-o terapie. Amândoi rezistă. Uneori se întâmplă ca terapeutul să nu reziste. E adevărat. Da. Adică mi-aduc aminte de momente în care te-am înfuriat și ai zis, mai înfuriat foarte tare cu chestia asta. Da. Și... Dar nu atât de tare încât să... Da, să întrerup procesul? Da, nu, iată-mă! Iată-mă aici, tot aici sunt. Aici vreau să mă întorc. Da, e o relație cu de toate, de fapt. E o relație care... ne va învăța să putem fi în alte relații. Exact, exact. Adică ai un standard, da? Relația terapeutică este, până la urmă, un model pentru restul relațiilor din viața noastră. Oricum... În relația terapeutică, cumva ne dăm seama de ceea ce se întâmplă, da? Că realizăm că, iată, mecanismul fundamental e cel de identificare proiectivă, da? Eu mă identific cu părți pe care tu le proiectezi în mine. Capacitatea terapeutului de a putea face asta, să nu fugă, da? Să nu-și spună, a, ia uite ce m-a enervat Andreea, îmi atacă mintea, îmi atacă funcția alfa, vai ce rea e Andreea. Nu, eu trebuie să realizez că de fapt tu nu faci asta. Tu ce vrei să-mi arăți? Vreau să știi prin ce am trecut. Ca să știi prin ce am trecut, trebuie să accepți conținuturile astea pe care ți le dau și să le trăiești în mine. Dacă terapeutul nu face asta, că nu poate, că nu vrea, nu știu dacă, că nu poate mai degrabă. Că nu poate, da. Sau că nu realizează cu ce se confruntă. Da? Deci dacă terapeutul nu face asta, pentru pacient e foarte lezant. Iar noi nu vorbim în cuvinte despre lucrurile astea. Tu nu zici mie, uite, eu acum vreau ca tu să conții chestia asta. Nu discutăm asta. Noi ne lăsăm prinși în fluxul unei discuții banale, cotidiene. M-am certat cu al meu de acasă. Ia uite ce a spus, ia uite ce am făcut eu, ia uite că el a făcut, eu am făcut. Dar nu aici e problema la nivelul ăsta, ce a spus el, ce a făcut el. Nu, trebuie să vezi ce vine implicit și cu ce anume vrei tu să mă faci să mă identific, să trăiesc în interiorul meu acea durere pe care să ți-o pot da cumva înapoi prelucrată.
Dacă eu simt că e prea mult, e o chestiune fină de alchimie. Avem puteri limitate în funcție de experiența noastră de viață, în primul rând. Absolut. Da? După care vine experiența clinică. Exact, urmă experiența culturală, că să... Ce exact. Vorbim? Totuși e o profesie înalt culturală. Noi nu putem să ne prefacem că nu există cultura, da? Și că știm noi niște tehnici. Ce vorbim aici, da? Deci toată această experiență vine să extindă, să zic, capacitatea mea de conținere ca terapeut. Când eu nu pot, tu simți. E adevărat, e adevărat. Se simte imediat. E adevărat. Când eu pot, de exemplu, eu mă extrag un pic, creez un spațiu în care să poată veni conținuturile pe care le aduci și la un moment dat simt că te ascult cu pielea. Pielea mea vibrează în momentul ăla, deci trăiesc afectul. Tu, pacientul, oricare pacient, știe asta. Știe că eu simt sau că nu pot să simt. E ceva atât de subtil, dar vreau să spun că aici nu ne înșelăm. Știm de fiecare dată când procesul merge. De asta zic, oamenii trebuie să testeze. În al doilea rând, oamenii nu trebuie să mai caște gura la reclamele astea care ne atacă mintea, pur și simplu. Uneori, un terapeut de care poate n-a auzit multă lume, dar care e un om dedicat muncii lui și onest, s-ar putea să facă acea minune pe care o așteaptă nu știu cine când dă 10.000 de euro pentru un curs. Știi? Da. Eu sunt impresionată când întâlnesc femei pentru terapia de grup care zic, fac terapie de 2 ani, adică vine să mă închin în fața lor. Pentru că majoritatea pe care le întâlnesc, da, care vin din spațiul online, am făcut 3 luni, am mai făcut nu știu când ceva coaching, da. Mai meditat, am mai levitat, adică pur și simplu, da, nimeni nu are ceva consistent. Da, da, n-are o terapie consistentă, de lungă durată. Da. Și oamenii fug de procesele acestea de lungă durată pentru că durează, e costisitor. Dar la fel de costisitor este să și cumperi niște cursuri bombastice, da? Și care nu te duc nicăieri. Adică tu ești în aceeași groapă a suferinței și a depresiei și nu poți ieși de acolo fără ajutorul unui terapeut care știe meserie. Mă gândeam la niște pași de acțiune, pentru că știi tu, toate cărțile astea self-help au o structură de ajutor și rapidă și n-aș vrea să fim atât de departe de oameni, ci să ne apropiem și noi mai intim de ei și să le spunem care ar fi pașul pentru a începe un proces terapeutic. Pasul numărul 1, care ar fi? Găsește un terapeut, nu? Pasul numărul 2, verifică ceva despre psihoterapeutul ăla înainte să-i dai 100-200 de euro pe ședința aia de terapie și mă gândesc, pasul numărul 3 e începe. O psihoterapie și ține-te de ea și nu renunța când îți vine. Când îți este greu, Exact. Da, acum știi cum noi putem formula pași, văd că e o modă. Da. 3 pași. Cum să devii bogat în 5 pași, cum să te vindești de traumă în 8 pași, cum să faci lucruri în... Eu, când vin studenții mei cu astfel de propuneri bibliografice, vine să le spun fopași. nu prea le permit să vină cu astfel de literatură. Dar acum, știi ce zic eu, Andreea? Depinde cum ne ascultă oamenii. Să-i lăsăm să ne asculte și vedem ce strategie, ce gânduri stârnește în ei ceea ce vorbim noi. Practic niciodată nu ne putem propune, când spunem ceva, să-i facem pe alții să ne creadă sau să accepte ideile noastre. Nici nu trebuie să facem asta. Trebuie să avem mai multă încredere în oameni. Știi? Dacă ne propunem chestia asta, s-ar putea ca unii să gândească că ne poziționăm, știu și eu, ca o instanță axiologică, valorică. Și nu e cazul.
oamenii care ne ascultă și, în general, oamenii care ascultă tot felul de materiale informative despre psihoterapie sau diverse chestiuni, cred că e important să testeze în interiorul lor rezonanța pe care o au cu ideile pe care le au de acolo și să avem încredere că dacă rezonanța asta se întâmplă, ei vor ști ce să facă mai bun pentru ei. Asta cred eu. Cu siguranță. Asta cred. Mai mult decât să vorbim sincer niște lucruri, nu putem să facem. Da. Eu chiar mi-am dorit să facem acest interviu pentru că vin din rândurile oamenilor care au fost cumva înșelați de titluri din astea magice de vindecare și intenția mea cu acest proces pe care l-am creat noi două împreună este ca oamenii să înțeleagă adevărul despre ce se întâmplă cu noi și de ce durează atât de mult psihoterapia și de ce e un proces lent și delicat și nu se poate forța și nu se poate grăbi, dar nu putem alerga spre un rezultat anume, da? Nu avem cum. Ar însemna să, poate e dur cuvântul, dar mie mi se pare adecvat, ar însemna să siluim inconștientul. După cum am mai spus, inconștientul este zeul din noi, partea sacră din noi. Nu putem decât smeriți să fim în fața lui. Noi nu putem să-i spunem, să-l batem pe umăr, să-l tragem de mânecă, hai. Dă-mi asta, el acum. Este. El este cel care decide. Știi ce face? El ne trasează o direcție pe care noi, dacă putem să o sesizăm, suntem exact unde trebuie. Când noi nu sesizăm direcția și ne abatem, ce facem? Respingem de la integrare tot felul de provocări ale vieților noastre. Ce fac ele când le respingem? Devin obiecte care ne bântuie. Ne bântuie, ne pierdem liniștea, ne pierdem pacea sufletească, nu mai dormim noaptea, avem coșmaruri, provocăm accidente. Da? Ne bântuie până ne putem readuce înapoi în această direcție trasată de inconștient. Da? Așa trebuie, cred eu, să vedem lucrurile. Nu, cum să zic, nu e vorba despre magie, e vorba despre smerenie. Să accepți că procesul ăsta în care suntem e un proces care se face prin noi. Nu-l fac eu cu mintea mea, tu cu mintea ta, el se face prin noi, e un curent de viață care ne poartă. Și slavă Domnului că e așa, că el e mai deștept decât am putea să fim noi. Și el știe cu adevărat ce avem de transformat, ce avem de lucrat într-o terapie. Asta este un aspect important, că oamenii de obicei când merg la duhovnic sau că merg la medic sau că merg la psihoterapeut se gândesc că acel om produce vindecarea pentru ei, iar ei nu trebuie să facă nimic decât să o aștepte, să o primească. Atunci acest mit, îmi pare rău să dau o veste atât de proastă, ar trebui să se năruiască. Și cred că asta se întâmplă pentru orice pacient care intră într-o terapie. Sunt foarte multe psihoterapie acum, nu? Energetice, tot felul, adică tot felul de oameni care pun mâna pe tine și înlătură blesteme și blocaje și boli și cancere. Și, adică există reclame. Ieri am văzut reclama unui tip care zicea: eu am venit astăzi aici să ridic vibrația pământului și a oamenilor pentru valul 4 de... evoluție, știi? Și deci m-am uitat, unde e numărul de telefon, că vreau să-l sun și... dreptate, suntem invadați de tot felul de năstrușnicii, că nu știu cum să le zic altfel. Nici n-aș vrea să transmit cuiva că, vezi, Doamne, mă situez pe o poziție, nu știu care, mai științifică, mai academică, chiar nu vreau asta. Dar vreau să știu ce se întâmplă, adică nu
pot să mă rup de rațiunea mea, de educația mea, de tot ce am învățat în viața asta și să mă duc că îmi promite cineva. Da, mi se pare chiar foarte periculos, da, adică da. Ce se poate întâmpla? Eu cunosc oameni care au dus la niște mari vindecători și au ajuns în niște psihoze nasoale din care... Da, se pot declanșa niște crize psihotice. Și nu și-au revenit nici în zi de astăzi, da? Am văzut, da, destule exemple. Dar, repet, noi vorbim doar cu oamenii care... Alegerile sunt ale lor, nu? Da. Tot ce putem face noi este să ne păstrăm bunul simț și mintea cât de cât adunată și să nu dăm curs la așa ceva. Da, eu sper că cine ne ascultă sunt oamenii care își doresc un proces terapeutic și care înțeleg valoarea psihoterapiei și care, cărora nu le pasă cât timp durează și care nu stau cu ochii pe calendar pentru că se ating acele luni sau ani de ședință pe care și le-au propus. Dar mai am o singură întrebare, Lavinia, pentru tine și cam... asta e ceea ce mi-am dorit să povestim împreună și anume ce facem cu, că noi suntem femei și eu am mai multă experiență clinică cu femeile în cabinet și na, mă gândesc că așa e și în cazul tău sau nu știu. Aș vrea să știu de ce atât de puțin bărbați sunt aduși în terapie sau să nu mai vorbim. Sunt aduși în terapie. N-am putut că ai spus bine. N-am putut să zic că vin singur, că oamenii pur și simplu urâți. Eu pe partenerul meu l-am aruncat și l-am amenințat. Dacă nu faci, nu, gata, te decapitez. Da. Într-adevăr, sunt mult mai puțin bărbați în terapie decât femei. În România, cel puțin. Dar... Cred că și în străinătate. A fost până la un anumit moment. James Hollis a scris o carte care a fost publicată la editura Herald, În umbra lui Saturn se numește. Uh-huh. Și autorul spune că atunci când și-a început el practica, avea foarte multe paciente femei. Uh-huh. După ce a publicat cartea, s-a schimbat raportul de forțe, wow, da? Deci au venit mulți pacienți bărbați în terapie. Pentru că sunt multe probleme complicate și pentru bărbați în ziua de astăzi. Cu siguranță și ei sunt victimele sistemului. Ei vorbesc mai puțin despre ei, repet, vin mai puțin în terapie, dar ajung cumva aduși, cum ai spus, de partenerele lor, de exemplu, în terapie de cuplu. Acum, în ceea ce mă privește, am o opinie personală, deci nu vreau să fie luată decât ca o opinie, nu enunț un adevăr. În ceea ce mă privește, eu cred că terapiile de cuplu consolidează niște sisteme defensive ale celor doi aflați în relație. Cred că cel mai curat lucru pentru fiecare este să-și urmeze calea terapeutică. Terapia lui, să aibă fiecare, terapeutul lui. Exact, pentru că asta n-am spus mai înainte, dar nu? Exact. Acum, uite, vrând să nu mai poți fi același. Da. Să înțelegi profund ce înseamnă, de exemplu, formula asta care e vehiculată atât de des, dar eu cred că e foarte puțin înțeleasă, da? Vorba lui Hristos, eu sunt calea, adevărul, viața. Asta nu o poți descoperi decât în tine, nu ți-o spune nimeni din exterior. Și nu doar pe norișor, da. Și pe... Da, pentru că adevărul ăsta, până la urmă, ce este? Asta în psihanaliza nouă o aflăm. Pulsiunea fundamentală a unui om pe lume. Pulsiunile descrise de Freud sau de Melanie Klein mai târziu, da? Erosul, Thanatosul, agresivitatea, nu sunt pulsiuni de bază. Ele sunt apărări împotriva adevărului. De ce ne apărăm de adevăr? Ne e frică. Da. Ne distruge. Adevărul credem doare. Noi. Doare. Ne e frică să nu ne distrugă. Exact. Câte paciente avem care închid ochii în fața unor infidelități evidente ale partenerilor. Pe mine mă și părăsesc, eu le zic pe față, da, și pleacă. Da, pleacă la alți terapeuți mai buni decât mine. Nu, oamenii nu pot.
adevărul nu-l putem noi aduce din afară. Trebuie să pregătim terenul pentru ca un om să poată primi, să facă fața adevărului și să nu-l spulbere în prima fază și în a doua fază să realizeze cine este el în unda acestui adevăr și cât de importantă este viața lui. Exact. Dacă se situează în adevăr și că nu poate face nimic mai important pentru el pe lumea asta decât să se situeze în adevăr. Așa e. Noi credem că banii, cariera, relația e cea mai importantă. Da. Valorile acestea, Chanel, Mercedes, Benz. Da. Le numim, noi valori, pe când valorile le descoperim în noi. Și le avem de la început. Cred că am mai zis chestia asta, dar fii atentă. Îți duci fetița la grădiniță, că a ta e de vârsta grădiniței, da? Și nu îi faci, bineînțeles, copilului tău la, în prima zi de grădiniță, un curs despre valoarea justeții, nu? Îl duci acolo. Dar dacă fetița ta simte că a fost nedreptățită, a fost pedepsită pe nedrept, că doamna educatoare e mai atentă cu altă fetiță decât cu ea, ea simte că s-a încălcat asta, vine acasă, plânge și îți spune: ia uite ce s-a întâmplat. Fără ca ea să știe ce înseamnă dreptate, adevăr, justețe. A trăit, a învățat. Știe inima ei că nu e drept. Nu? De ce plânge un copil când se simte pedepsit pe nedrept? Și când știe că a comis-o? Da. O poate încasa. Da, știu că am greșit. Da. Deci iată, noi avem aceste elemente situate, cum zice Vianu frumos, pe tulpina instinctelor noastre. Problema e că viața, așa cum e, le îndepărtează, le rupe. Le îndepărtăm noi pentru că observăm că trăim greu dacă suntem în acord cu aceste valori din noi. E, de multe ori ai sentimentul că nu-ți găsești locul în lume. Dar paradoxul face ca să vină un moment în viață în care știi clar că ieși de pe lumea asta și ai trăit degeaba dacă nu revii la acest ax al valorii. Și aș vrea să fie clar pentru toată lumea, ăsta este spiritul și e în noi și este viu, doar să-i dăm noi ocazia, posibilitatea să fie viu. Așa e. Îți super mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Mie mi-a mers la inimă discuția și sper că și vouă, celor care ne auziți, să vă meargă psihoterapia la inimă și să vă găsiți calea împreună cu un om, nu? Că așa zicea Jung, când se întâlnesc două personalități, e ca și cum se întâlnesc două substanțe chimice diferite și când acea legătură se întâmplă, când se produce o reacție, asta transformarea afectează, exact, asta îi modifică pe amândoi factorii aflați în relație. Adică ieșim amândoi transformați din cabinet, nu doar unul, nu? Da, așa e. Da. Și din această întâlnire, mulțumim. Te iubesc. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.